tiparul domnului Jean de African și le tot spuneți într-una, vreți să vă desenez sau să vă explic? Nu, e o glumință, până la urmă e o declarație politică. Am pretenția la anumiți colegi, pentru că știu care sunt jocurile și cum se face un anumit buget și care sunt ei, știu și răspunsurile. Dar pentru a avea o declarație în cadru sau un argument sau de a lua cuvântul, încep să punem întrebări de dragul de a ne auzi. Sau avea o intervenție pentru că, iar pentru a se face cunoscut în haosul, în brambureala, pentru a pleda unei echipe sau alteia din cadru, pentru că ei au o competiție internă. Și am zis, bă, dacă tu nu înțelegeți pe cifre, încep să vă desenez. Știu foarte bine despre ce este vorba. Punem întrebări de dragul de... V-am spus, mare majoritate a amendamentelor propuse de ei, nici măcar nu au acoperire legală. De exemplu, a fost amendamentul cu acea revistă. Revista există online. Vrem să o tipărim? Într-adevăr, sunt niște bani pe care trebuie puși. Am vorbit cu managerul, domnule, dacă dorim să publicăm, nu știu, să tipărim 100 de exemplare, le publicăm, fără niciun fel de problemă. Dar revista există online. Vrem să o tipărim. Nu avem niciun fel de problemă. Celălalt amendament cu biletele de tratament. Domnule, se ocupă Ministerul Muncii. Nu am vorbit cu colegul de la Ministerul Muncii, ca au coleg la Ministerul Muncii, că aceste bilete se dau gratuit pensionarilor și că au fost tăiate pentru județul Brăila, pentru pensionari. Eu când eram la Ministerul Sănătății, eu mă luptam pentru spital să aduc bani pentru spitalul județean de urgență Brăila. Bă, ar trebui să lupte și el să aducă mai multe bilete de tratament pentru pensionari. Este dublă finanțare.